Reclamă pe căruciorul care transportați da. Hârtie. Vă sună lumea? Da, mă sună. Car, fier, fier vechi, maculatură, cartoane, dormeze, paturi, lemne din foc. Bun. Ce faceți cu ele? Le duci la alții care îi cer. Care zic, mă, aduci lemne din foc? Da. Cu cât? La ce preț? La un transport la mașina mea? 20.000. M-a venit 20.000, a venit 200.000 în banii vechi. Bun, alte minuni. Ce mai zice alții? Cu ce te ocupi? Dacă ești moluz, alte minuni, și ale cărăm. Dar să nu ne interesează pe dumnealui unde duc eu. Că nu-i fac nici probleme, nici lui, nici mie. De cât timp faceți treaba asta? 4 ani. Funcționează? Merge? Jos pălăria. Câți bani reușiți să câștigați pe lună din treaba asta? Până în 22. De milioane? Da. Câte ore munciți pe zi pentru asta? De la ora 3 dimineața sau 4 până la 10-11. De unde vă găsiți materia primă? Am asta, vă spun sărzile unde mă duc. Îmi la Napolac, piața mea Viteazu, strada Moților, dar acum nu mai se cheamă Moților, se cheamă Bonomandului. Mă întorc pe toată aceea stradă din Moților, mă întorc pe partea elantă, mă duc pe Napoca. De pe Napoca vin tot pe aceea stradă, mă întorc pe partea elantă înapoi. Și îmi deci în centrul orașului, numai în centru, nu? În centru. Uh-huh. Primul de acolo mă duc la catedrală. De acolo iar mă duc la magazinii chinezești.